5 persoane au fost prinse în 2 zile la furat de lemne. Este vorba despre bărbați cu vârste cuprinse între 26 și 61 de ani din comuna Izvoarele. Aceștia au fost surprinși de efective de jandarmerie aparținând Inspectoratului Județean Prahova pe timpul unor acțiuni de prevenire și combaterea delictelor silvice, în timp ce sustrăgeau material lemnos în comunele Măneciu și Izvoarele. Bărbații au tăiat fără drept cu ajutorul a 2 motoferăstraie mai mulți fagi cu intenția de a-i valorifica. Cei în cauză au produs un prejudiciu de peste 1780 de lei, sustrăgând din Fondul Forestier Național peste 6 metri cub de material lemnos. În vederea continuării cercetărilor a fost sesizată poliția din cele două localități.